În urma activităților desfășurate au fost verificați 16 agenți economici, fiind instituite în trafic 8 filtre pentru depistarea traficului ilegal de alcool. Astfel, polițiștii nemțeni au constatat 6 infracțiuni de contrabandă. În urma activităților desfășurate, polițiștii de investigare a criminalității economice au constatat 6 infracțiuni la regimul codului VAMAL, indisponibilizând astfel o cantitate de 400 de litri de alcool, cât și un autoturism folosit la săvârșirea unei infracțiuni. Totodată s-a reușit recuperarea unui prejudiciu de aproximativ 4.000 de lei. Polițiștii de la Departamentul de Investigare a Criminalității Economice vor continua acțiunile pe linia stopării contrabandei cu alcool și în perioada următoare.